Salutare și bine te-am regăsit la un nou review. Astăzi vorbim despre Motorola Edge 50 Neo, care la prima vedere pare un telefon ceva mai fancy, așa un pic mai scumpuț. Dar de fapt este unul dintre telefoanele accesibile de la Motorola, care spre surprinderea noastră și-a revenit absolut exemplar în ultimii ani de zile, iar ce au scos pe bandă, cel puțin anul acesta, au fost cumva o demonstrație a faptului că se poate, că putem. Ei bine, Motorola Edge 50 Neo bate și telefoane de 3 ori mai scumpe la anumite specificații. Da, probabil știi că mă refer la iPhone 16, care nu are un display cu 120Hz, dar acesta are. Și se vede impecabil și la fel, tot un OLED, dar cu refresh rate ridicat. Acum, serios, nu puteam să nu fac observația asta, având în vedere că telefonul ăla costă aproape de 3 ori mai mult decât acest Edge 50 Neo. Acesta este frățiorul mai mic al lui Edge 50 Pro, al cărui review îl găsiți tot pe cavaleria.ro, l-am făcut acum câteva luni de zile, și care spuneam că este unul dintre telefoanele cu un raport preț-performanță cel mai bun la momentul respectiv. Acum, sigur, au mai apărut alte modele pe piață. Pe de altă parte, Edge 50 Neo mi se pare cea mai bună variantă pentru cineva care vrea să-și ia un telefon și să nu aibă super mega așteptări de la el, dar pe de altă parte nici să nu dea 5, 6, 7, 800 de euro. Telefonul ăsta costă la liber 2400 de lei. Asta dacă nu-l găsești cumva la vreun abonament sau la vreo combinație din asta mai accesibilă. Pe scurt, din punct de vedere specificații, la banii ăștia cumperi un telefon cu un procesor MediaTek Dimensity 7300, un procesor destul de nou pe 4 nanometri, un octa-core desigur, cu un procesor grafic destul de decent, îți arăt imediat și textele pe care le-am făcut în benchmark-uri. Avem o stocare UFS de 256 sau de 512 cu respectiv 8 sau 12 GB de RAM, cameră de 50 de megapixeli, 10 megapixeli pentru partea de telefoto, da, are senzor de zoom 3X și asta este foarte tare pe un telefon la banii ăștia, și o cameră de ultra-wide de 13 megapixeli plus filmare 4K și cameră de 32 de megapixeli pe față pentru selfie-uri. Ca să nu mai spun că la banii ăștia primești și încărcare rapidă pe fir la 68W și 15W pe wireless. Din punct de vedere ambalaj, o să fie întâmpinat de o cutie destul de simpluță, să spunem așa, din carton. Pe de altă parte, nu există nimic plastic în această cutie. O iei și arunci direct la reciclabile și n-ai niciun fel de probleme. La interior o să găsești desigur manualele, pentru că sunt necesare, bineînțeles, și ele, și un cablu USB-C la USB-C de 1,2 metri. Și desigur și cheița de SIM, pe care o găsești în pliculețul ăsta de aici, din cutie. Probabil ai văzut cutia care e destul de subțire, așadar nu o să găsești la interior un încărcător, dar dacă ai un încărcător mai vechi, 30, 40, 45W, o să fie super ok pentru telefonul tău, pentru că este compatibil cu mai toate tipurile de încărcare, până în 45W, Power Delivery și Quick Charge. Dacă nu ai unul, poți să-ți iei unul de pe gb.ro, încărcătorul ăsta de la Ugreen de 45W, pe care îl recomandăm de fiecare dată, pentru că, într-adevăr, este super compatibil cu mai toate telefoanele și dispozitivele de pe piață. Atenție însă, nu o să țină în viață un laptop, dar pe de altă parte poți încarce lejer un telefon la viteza de 45W. Dacă vrei în încărcătorul standard de la Motorola, acel Turbo Charge cu 68W, o să-l găsești probabil pe internet. Sau mai stai puțin că o să aducem și noi încărcătoare și mai rapide pe gb.ro. Din punct de vedere construcție, telefonul ăsta mi-a plăcut foarte mult pentru că are un ecran plat. Și cred că în 2024 am ajuns să ne mândrim cu chestia asta, după ce din experiența anilor trecuți, ecranele curbate ne dădeau tot felul de bătăi de cap. Ba reflectau foarte mult lumina atunci când te uitai la un video, ba erau foarte incomode atunci când scrieai un mesaj sau când te jucai un joc. Din punct de vedere design, este extrem de bine construit, are o ramă din aluminiu, iar pe spate nu o să găsești sticlă, o să găsești policarbonatul ăsta cu notația Pantone, ăsta se numește Grisail. Mai există și în alte variante, sigur nu o să-i poți să țin minte numele, o să spun că e un fel de movuliu, că sunt băiat. Partea din spate nu lasă amprente, este foarte rezistentă la zgârieturi și pe de altă parte, pe lângă accesoriile din cutie, o să mai găsesc și o husă. Motorola a rămas unul dintre puținii producători de telefoane care mai livrează huse pentru telefoane, iar husa asta este mai mult decât acceptabilă. Este o husă extrem de rigidă, nu este una din aia care flambează foarte, foarte tare, e extrem de rezistentă și vine pe telefon foarte frumos, foarte, deci se aliniază perfect. Și bineînțeles, este în culoarea telefonului, deci nu pierzi foarte mult dacă cumva vrei să, nu știu, să te dai mare, că ți-ai luat culoarea aia mai specială. Husa asta o să te țină cel puțin durata de viață a telefonului, atâta vreme cât nu-l trântești de nervi sau de supărare. La partea de ecran mai avem un superlativ, 3000 de niți în luminozitate. Deci ecranul ăsta poate să devină mai luminos decât ți-ai putea imagina vreodată. Fii atent, ăsta este sliderul de luminozitate, o să-l dau acum către maxim. Este enorm.
și este suficient de sigur atunci când îl folosești în lumina zilei, ca să n-ai probleme de genul ăla, stai să văd ce scrie pe telefon, dă-te mai la umbră și chestii de genul ăsta. E un ecran AMOLED LTPO cu 120 Hz, îți recomand să-l ții forțat în 120 Hz ca să nu mai treci peste chestia aia când scade, crește frecvența în funcție. Economia de baterie se pare că nu e chiar atât de mare și are o baterie sensibil de mare acest model. Pe de altă parte, fiind un telefon cu Android, primul lucru pe care îl fac și eu, intru în Developer Options și activez Animator. Toate cele trei opțiuni le dau pe 0.5x ca să se miște mai repede meniu. Și asta e valabil și pentru un telefon de 2400 de lei, dar și pentru un telefon de 6-7000 de lei. Și la rezoluție stă foarte bine. 1256x2760 de pixeli cu o diagonală de 6,4 inch. Mi se pare foarte interesant că au ales să meargă pe 6,4 inch și nu 6,7, 6,8 sau 6,12, eventual 3. Este cumva o diagonală intermediară pentru ecran. E cumva un telefon cu diagonală medie, să-i spunem așa. Dar partea bună este că degetul mare îți ajunge și în partea stângă a telefonului, în cazul în care îl ții cu dreapta, dar și foarte ușor în partea de sus, la meniu, ca să dai swipe să vezi partea de notificări. E un telefon pe care nu trebuie să-l miști foarte mult în mână ca să-i găsești poziția. Acum, trebuie să vorbim și de lucrurile pe care nu le are. Nu are o stocare super mega rapidă pentru că este un telefon de buget. Dar pe de altă parte, n-am observat o problemă în momentul în care fac fotografii sau în care intru în galerie să le vizionez fotografiile sau clipurile salvate sau să deschid aplicații, pentru că este suficient de rapidă pentru 2024. Vine în două variante, 256 și 512 GB de stocare. Varianta inițială de 256 este cea de la 2400 de lei și, desigur, două variante de memorie RAM, 8 GB sau 12 GB. Dar stai liniștit că ai acel RAM boost pe care poți să-l setezi tu cât vrei tu de mult. Poți să-l setezi cu opțiunea de AI Auto, să ți-l adapteze el, sau poți să mergi direct la 8 GB, pentru că există aici în opțiuni, și să îl configurezi în așa fel încât să-și folosească parte de stocare ca și caching. Acum, nu ți-aș recomanda să mergi neapărat pe 8 GB, mai degrabă limitezi aplicațiile care îți funcționează în fundal, pentru că, cum ziceam, stocarea nu este extrem de rapidă. La capitolul performanțe, cam așa arată benchmark-ul. Am folosit Geekbench 6 și pentru partea de CPU și pentru partea de GPU și cam astea sunt rezultatele. Și desigur și Burnout Benchmark ca să vedem dacă cumva își face throttling, adică dacă limitează frecvența procesorului și bineînțeles performanța telefonului pentru că se încălzește prea tare. Și se pare că nu se încălzește aproape deloc, dar da, există o mică limitare la momentul la care pornește pentru că crește foarte mult frecvențele în boost și după aia le stabilizează puțin. La conectivitate nu o să ai niciun fel de probleme. Este un telefon cu 5G și cred că am ajuns în momentul în care nici măcar n-ar trebui să mai menționăm în 2024 dacă telefonul are sau nu 5G, pentru că toate au. N-am întâlnit momentan niciun model accesibil sau high-end care să nu vină cu 5G. Partea de baterie și trecem imediat la cameră. 4300 de mAh este o valoare destul de bună pentru un telefon de genul ăsta și având în vedere că se încarcă la 68W, durează cam o oră și un pic să se încarce la viteză maximă dacă folosești un încărcător de 68W. Cu încărcătorul ăsta pe care ți l-am arătat de pe gb.ro și pe care nu mai găsesc aici pe masă, pentru că l-am pus probabil pe undeva pe aici. Cu încărcătorul ăsta de 45W se încarcă cam într-o oră și jumătate, maximum dacă îl cobor la 0%. Dacă e undeva pe la 20%, ai maxim o oră de încărcare cu oricare dintre porturile de aici și bineînțeles cu un cablu de calitate. Cablu care se află desigur de la el din pachet. Nu are ieșire pentru HDMI dacă vrei să-l folosești ca un telefon, ca un computer de exemplu, să-l legi la televizor sau la un monitor și să faci treaba pe el. Pentru că din nou este un telefon de buget și nu are opțiunea asta, nu are slot de card microSD dacă cumva te mai întrebai în 2024. Pe de altă parte, nu mi-a dat senzația că aș avea nevoie de ceva mai puternic. Este un telefon pe care poți să-l folosești liniștit în fiecare zi, să te țină bateria aproximativ o zi și un pic, adică dimineața avem undeva de 20-30%, fără să-mi dau silința în mod excepțional să-l încarc. Ceea ce înseamnă că nici procesorul sau placa grafică nu consumă extrem de mult curent. Bun, pe partea de fotografii, cum ziceam, sunt trei camere. 50 de megapixeli pentru senzorul principal, 10 megapixeli pentru telefoto 3X și 13 megapixeli pentru ultra-wide. Acum, ultra-wide-ul face niște poze destul de bune, de decente. Partea interesantă este că lângă ultra-wide ai și opțiunea de macro și o să fii tentat să mergi automat pe opțiunea respectivă. Pe de altă parte, cam așa arată o fotografie în zona întunecată a studioului meu și mi se pare că reușește foarte bine să identifice ce se află acolo, chiar și ventilatoarele care sunt în mișcare în momentul de față. Iar pentru partea de portret o să-ți arăt niște exemple pe care le-am făcut la lumină naturală, adică la exterior, și bineînțeles să facem și o poză acum, să vedem cum arată. Ia să trecem pe modul de foto. Asta este modul foto. Și asta este modul de portret. Reușește să decupeze destul de bine
și atenuează puțin problemele pe care le am eu pe față. De exemplu, iritația asta de pe aici, de care nu prea știu cum să scap, dar o să găsesc eu o soluție. Practic, astea sunt poze făcute pe auto cu un telefon destul de accesibil, aș putea spune. Pe video avem înregistrare pe 4K, iar asta este o chestie foarte interesantă, cu stabilizare și cu 60 de cadre pe secundă. Bineînțeles, nu poți să faci foarte mult zoom pe camera asta, deci va trebui să poți, vei putea să treci de pe 1X, pe 2X, pe 3X, și asta în timpul filmării, iar asta mi se pare cu adevărat spectaculos. Avem varianta de portret și mai e și anumite opțiuni pe care le bagă Motorola în meniul de la cameră, cum ar fi panorama, scanarea de documente, photo booth, tilt shift, care e un efect foarte interesant, night vision, dual capture ca să face poze și bineînțeles video, atât cu camera din față cât și cu camera din spate în același timp, time lapse și desigur partea de photo booth. Sunt multe opțiuni în meniurile de la Motorola și apropo, cred că am mai zis chestia asta. Dacă ești curios, de exemplu, să vezi un walkthrough, adică o plimbare în general prin toate meniurile telefonului în funcție de producător, lasă un comentariu mai jos. Mă gândesc să fac o serie de genul ăsta în care să trecem prin partea de configurare. Cum se configurează un Samsung, un Xiaomi, un Motorola și așa mai departe și bineînțeles care sunt secretele din meniurile acestor telefoane. Mi s-ar părea foarte interesant o serie, spune-mi doar ce părere ai. La partea de video nu sunt extrem de impresionat pentru că trebuie să stai puțin locului. Acum, stabilizarea aia este electronică, nu este optică, deși există un pic acolo o tentă cum că senzorul s-ar mișca, dar cred că totuși se face electronic. Nu sunt sigur de chestia asta, de aia nu vreau să pun punctul pe i. Acum l-am scos pe stradă puțin în fața blocului ca să văd exact cum se comportă camera la condiții un pic mai nasoală de lumină, pentru că știu că există momente destul de multe în care vei să faci poze într-o cameră destul de întunecată. Pe de altă parte, atunci când mergi în club sau în alte locații, cu siguranță nu o să ai lumină foarte multă. De aceea e foarte important să știi că cam pentru orice telefon, chiar dacă este unul de buget sau unul de un preț mai mare, e foarte important să stai locului atunci când faci poza. Și eventual să faci un focus înainte cu degetul pe ecran și după aia să apeși declanșatorul ca să faci o poză cât mai bună. Și dacă se poate, pune subiectul cumva cu fața către o lumină. Dacă ai, de exemplu, un bec în clubul respectiv, întoarce-l către lumina respectivă și abia atunci fă fotografia. Mai e o chestie de menționat în acest telefon, faptul că vine cu Android 14 și suportă 4 update-uri majore de sistem de operare. Așadar, o să-l vedem cu Android 18 peste 4 ani, iar asta este iarăși jos pălăria Motorola. Pentru un telefon accesibil nu mă așteptam să văd mai mult de 2 ani de zile, unii producători oferă 3, dar se pare că Motorola vine deja cu 4. Așadar, update-uri de securitate și update-uri de sistem de operare încă 4 ani de acum încolo. Deci se poate dovedi a fi un telefon secundar foarte bun dacă e un telefon mai performant sau un telefon ideal pentru cei care nu vor să arunce mai mult de 3, 4, 500 de euro pe un smartphone. Cam astea sunt impresiile mele. Mi-a plăcut acest dispozitiv. Îl găsesc momentan în magazinele din România pe la vreo 2300 de lei. Nu știu dacă o să mai scadă la preț sau o să fie ceva promoții sau oferte. Dacă ți-a plăcut și ție și ți-a trezit curiozitatea, dă un like acestui video, dă un share. Lasă un comentariu mai jos și spune-mi ce părere ai și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!